Vă pup și vă respect, George, mă numesc. Și astăzi vreau să vă povestesc despre o altă legendă a dudeștenilor. Legenda României. Un șmecher calificat din cap până în picioare, un om care l-am cunoscut, el fiind în vârstă față de noi, tata lui Grafi. Moșiolul Vasiloi, mă, fraților, ce să vă mai zic. Băi, mâncava-și groava asta. Eu acum, fiind frate cu Grafi și cu Lili și cu Orlando și cu tot, eram toată ziua la Grafi acasă și Grafi la noi acasă și eram ca o familie. Acum, bineînțeles că moșu ne respecta și ne ținea la noi ca la nepoții lui. Orlando era și nepot cu el ceva, nu mai țin minte, ceva îndepărtat, dar rudă cu el. Cu tanti Maria, mi se pare. Și una peste alta, acum omul știa că noi ieșim în oraș, știa de toate, de noi. Auzise de noi ce ne poate pielea, ce știm să facem, ce nu știm să facem. Fiind copii, vă repet, câți ani aveam? Nu știu dacă aveam 20 de ani, 18-19 ani și aveam. Și ce-i vine lui moșu, mâncava-și gura voastră, Dumnezeu să-l ierte, să-i fie țărâna ușoară, un om deosebit, un șmecher din cap până în picioare. Ce-i vine lui moșu, mâncava, să zică, bă, bulangilor, mâine mergeți cu mine în oraș. Mamă, când am auzit, dați seama pentru noi ce însemna să ieși cu moșu în oraș. Bă, nene, noi acum știam cine-i moșu. Așa, din auzite, dar nu umblasem niciodată cu omul în oraș, nu-l văzusem niciodată în viața mea în oraș, pe moș, eu. Pentru că omul avea o vârstă, deja aveau bani mulți oameni, nu mai ieșeau în oraș, aveau alte combinații, ieșea să plimbe omul. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Bă, moșul domina, mă, tot ce înseamnă dristorul, era numărul 1. Familia lui, cei mai șmecheri din cartier, cine era? Când vorbeai de Maria lui Moșu și de Grafi și de Lili, se știa. Top, top, top. Și gata, mâine ieșim cu Moșu în oraș. Acum eu cu Orlando să moară familia mea, de mai ne lua somn. Eram acasă și stăteam de vorbă și zic, mamă, mâine ieșim cu Moșu în oraș, să moară, să moară. Noi nici nu știam acum unde să ieșim, dar știam că ne scoate Moșu undeva, înțelegi, în oraș. La treabă. Gata, mă, fraților, zis și făcut. A doua zi, pac, pe la 8 ceva, 9 dimineața, pac, graficul moșu, clap, toc, claxoane, haideți, bă, coborâți. Gata, coborâm, ne suim în mașină, în Mercedesul ăla lui Grafi. Hai să mergem. Când mergem în cava și gura voastră, acum noi nu știam unde ne duce omul. Când văd că se oprește la Piața Unirii acolo, pune mașina în parcare și hai, bă, dați-vă jos. Bă, nene, eu acum știam, voi știți bine ce vă zic, știam cine era acolo, cine erau oamenii acolo. Acolo era Vasile al Cuzea, Dumnezeu să-l ierte, Lucica al Cuzea, Dumnezeu să-l ierte, Naion Hingheru, și Ion Petrișor, Dumnezeu să-l ierte. Deci cam ei erau, aia era zona lor. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Eu când am rămas surprins așa când am văzut că moșu dați drumul la șmecherie, vă dați seama cine a mai stat pe gânduri. Dați drumul la șmecherie. Unde ne-a trimis el? Nu la, ne-a trimis la Edmund, pe partea aia. Ați înțeles? Nu la Marna acolo în față, la Han. Pe partea cealaltă, la Edmund. Bă, când ne ducem la Edmund acolo, bă, nene, era o familie de polonești, o soț, soție și cred că era încă un prieten de-al lor, trei înși erau, care erau pe acolo, dar erau de ceva timp acolo, înțelegi? Și îi întreb pe ăștia, v-ați dat mă la ăștia? Și nu, domne, că nu înțelegem, sunt, nu știu ce vor ăștia, înțelegi? Bă, mă dau la ei, eu cu Orlando. Bineînțeles, oamenii vreau să schimbe, dar nu se înțelegeau cu oamenii în vorbă, nu se înțelegeau. Bă, cât vreți, bă, să schimbați, nu mai țin, te avea câteva sute de dolari, nu sumă mare. Bineînțeles, mi-i iau cu Orlando, îi băgăm într-un colț, acolo, bam, bam, îi babardim. Babardiți oamenii, pac, vine moșu, pac, intervenție, bum, bum, totul bine și frumos. Rastun și frezați oameni. Frumos. Pac, plecăm. Plecăm de acolo, acum în mașină cu moșu, moșu zice, haideți, bă, că mergem la gara acum, spre gara. Gata, mă, mergem noi spre gara, acum eu în mașină, îi dădeam coate lui Orlando, zic să nu, și noi eram în spate. Grafic, mi se pare că conducea, și moșul în dreapta, eu cu Orlando în spate. Și acum eu cu Orlando zic, să moară familia mea, mâncați și pulătați, dai seama,
Îți dai seama cine e moșul. Dar el îmi spune, plus morții, mă, nu ți-am zis, mă, că moșul e numărul 1, ești nebun la cap. Și moșul are probleme cu lumea. Zic, mamă, ce șmechere să moară familia mea. Așa îl divinizam. V-am spus că de mic mi-au plăcut șmecheri adevărați. Înțelegeți? Și când am văzut eu ce putere poate să aibă omul, că am înghețat. Bă, frații mei, ce să mai mă, una peste alta ajungem la gară. La gară parcăm mașina, ne dăm jos acolo. Vă dați seama că a venit toate somitățile de la gară să-l salute pe moșu. Ce faci, nenicule? Ce faci, nenicule? Cine era? Era nunu și mai mulți băieți. Dumnezeu să-l ierte și pe nunu. Înțelegeți? Mamă, când am văzut eu câtă lume îl respectă și cum nimeni nu... Ce cu tine, unchiule, pe aici? Am ieșit și vă și eu cu nepoții mei în oraș. Bă, nenea, altă lume care ieșea și venea pe în zone de-astea în care aveau oameni influenți. Mă, ce cauți, bă, băi, să dați drumul de aici? Înțelegeți ce spun? Când am văzut eu cu moșul, că toată lumea erau drepți ca soldații, mama, atunci am realizat eu, mâncați și gura ta, cine-i moșul al Vasiloi, bă, să moară mama mea. Bă, bine, mai stăm noi ce mai stăm pe acolo, pe la gara, bineînțeles, pa, prindem un alt, nu mai țin minte ce erau oamenii, babardim și pe aia câteva sute și mergem spre casă. Plecăm spre casă. Acum când plecăm noi la gara acolo, se oprește moșul iar într-un loc, într-un, cum ar veni, era unde ăsta, de, mi se pare, jocuri mecanice, tâmpenii de-astea, unde se strângeau toți bijnițari acolo. Bineînțeles, s-a oprit acolo, ne-am dat jos și noi, cine a ieșit de acolo, mâncava și gura voastră toată crema gării. Toți șmecherii de la gară, îl luam brațe pe moșul ca pe rege. Înțelegeți? Și acum... Dăm noi spre casă, mergem noi acasă, bineînțeles, s-au făcut părțile sau astea, acum moșu râdea, bă, dați-vă dreacu, ce bijnițari sunteți, mă, fraierilor, cu tare, cu tare, să râdă de noi, înțelegi? Mai aveți de învățat, mai aveți de astea, după aia din caterincă în caterincă, nu, mă, să moară copiii mei, dacă nu sunteți stofă, ești nebun la cap, sunteți stofă, stofă. Bă, fraților, așa mândru eram că, bă, cum să vă spun, că am mers și eu pe stradă cu moșul al Vasiloi să moară familia mea, că astea au fost, mă, ăștia au fost oameni care pe noi ne-au impresionat, mă, de mici, când vedeai puterea la oameni și noi copii, mă, bă, copii, mă, bă, bă, nu vă dați seama ce înseamnă pentru un copil să te bage un șmecher de ăsta în seamă și să te trateze și să-i și arăți și tu că și tu ești, adică că nu doar pe tine, nici tu, înțelegi, să auzi și de la el, de la un șmecher de ăsta. De la o legendă, că spune, da, bă, sunteți bijnițari, sunteți nebun la cap, da, mi-a plăcut, înțelegeți? Pentru mine a fost o satisfacție enormă, mă, să mor dacă vă mintă, enormă, enormă. Să stai tu cu moșul al Vasiloi, legenda României și, pe, cum să spun, toată familia lui moșu, bă, oamenii cred că și acum sunt magnați, magnați, nu milionari, multimilionari, în euro, în alte, alte. Erau magnați pe timpul ăla. Vă dați seama acum ce poate să fie oameni. Nu știu, că nu mai știu nimic de lume, dar așa ca idee, eu sunt siguranță, pentru că eu am mai auzit de ei după, de mult timp după, pentru că eram, am fost foarte, foarte prieteni, să zic așa, cunoștință, prieteni cu Auraș, cumnatul lor, înțelegeți? Că Auraș deschisese la acolo, la cum ziceam, la Domnești, un abator, un abator la Domnești acolo și era, bineînțeles, cu familia lui Vasiloi, erau banii la oameni băgați acolo și omul gestiona cu mătrâmi, cu Vasile Țăran. Ați înțeles? Și mai aflam așa de ei, cam ce sunt oameni, erau șmecheri, bă, erau oameni de afaceri pe timpul ăla și învârteau milioane de dolari pe timpul ăla. Vă dați seama acum ce putere poate să fie oameni. Să le dea Dumnezeu sănătate și fericire și ce să spun? L-am cunoscut pe moșu și moșu, stofă, băi, stofă, un om care merită menționat. În primul rând, era numărul 1 în cartier la noi, în Dristor, acolo. Familia lui era așa, păi dacă noi aveam Daci și fisul avea Mercedes, sunteți nebuni? Da, Grafie avea Mercedes. Noi aveam Daci, dar el avea Mercedes. Înțelegi? Băiatul moșu. Și nu vă mai spun, Tanti Maria și Lili și ce îmbrăcați și plin de aur și șmecheri și ce să mai zic, bă, nene, bă. Și el un om atât de, cum să vă spun eu, bă, dacă nu-l cunoșteai așa la prima vedere, era înspăimântător așa, că era un om serios, nu prea, înțelegi? Dar dacă îl cunoșteai să moară familia mea, de nu, mare dulceață, mare caracter, bă, ce să spun, bă, că îi făceam o grămadă nebunii și ne înjura și ne dădea afară din casă, facem gălăgie, gata, ieșiți cu tare.
la 12, la 1 noaptea de la el din casă și slăbiciunea lui a fost copiii lui și a iubit copiii ca pe ochii din cap. Ăla, într-adevăr, un tată adevărat și un șmecher calificat, bă, fraților. Îl nominez pentru că merită nominat și om care pe mine m-a șocat așa ca persoană, cât de șmecher putea să fie, mâncava și gura voastră, când deja cunoșteam și eu ce înseamnă șmecheria, dar nu-l cunoscusem pe moșul în șmecherie. Îl cunoscusem de la noi din cartier, știam că omul e șmecher, dar nu la modul ăsta. Ați înțeles? Și când am văzut eu cât de respectat e și când pe unde trecea toată lumea, pe aici nu se trece, și el trecea ca prin brânză, atunci am înțeles și eu și valoarea și puterea la om și cine era om. Ați înțeles? Moșul al lui Vasiloi, bă, mare caracter, mare dulceață de om și ce să spun, un tată adevărat care și-a iubit copiii ca pe ochii lui din cap. Vă pup și vă iubesc și vă aștept la următor vlog. Vă pupă fratele vostru. Like, share și subscribe, băi!